Salutare mie și bine am găsit la un episod în seansul de Fallen Salvator 2015 pe mapa noastră All Streams. Suntem cu Diuțul de data asta și după cum bine vedeți a rămas fără remorcă chiar acum că trebuie să trăierăm. Dar am făcut o șmecherie și la shop avem o nouă remorcă. Am găsit un mod de întâmplare și zic, am zis să-l bag. Și când m-am uitat la remorcă era 1600, iar la noastră dusem undeva la 12.000 pe ea. Și am zis, bă, este mai așa că ceva nu e regulă și am văzut remorca noastră și am luat-o pe aceea și am ieșit cu profit vreo 4.000. Dar acum că am luat-o pe aceea, avem doar 3.300. Ceea ce e destul de bine. Dar hai să vedem la shop să o luăm și de trebuia să merg pe partea cealaltă că era mai scurt drumul. Nu e problemă, oricum mapa noastră e mică. Nu mai mersese de mult cu digitul ăsta, chiar nu mi-era doar să merg că merge enervant de bine. Cred că singurul tractor din ferma asta care nu merge bine, adică nu merge că nu are frâne, aia nu-mi place la el, e fenda acela cu cupă. Nu prea oprește când trebuie. Aici avem o bază. Ce aici un depozit, ce aici o coșă bună. Mă uitam că nu știam ce aici în dreapta și văd că tot sclipea. Dar acum i-am dat seama. Uite și remorca noastră. Văd că a început să avea o scădere de FPS-uri, cam strâns de tractorile acolo în bază. Deci, în viitoarea problemă trebuie să ne mai răsfirăm pe aici, pe hartă. Să-mi dau și jos. Cam așa arată remorca. E galben, nu poți să schimb culoarea. Are niște roți interesante și, zic eu, foarte bine texturate. Avem și aici una. Da, remorca arată super bine, după cum se vede. Doar că e galben. A singurul care nu-mi place e că e galben. Dar este, îmi place la cam toată. Că la chestii nu avem altceva, chiar nu face absolut nimic, e doar o simplă remarcă. Semnalizări. Foarte bine. Și dacă aprind luminile. Așa. Văd că sunt bine puse luminile acolo. Sunt la locul lor. Deci e foarte bine. Ok. Asemenea, acasă. Să vedem ce vreți să facem noi, că va trebui să trăierăm în episodul ăsta. Și dacă reușim să trăierăm toate terenurile în episod ca să ne facem bani de ceva nou. Și anume de vaci. Bine știți, am zis că vreau să mă opun de vaci. E bine de vaci, vreau să fac și rost de money ca să zic să cumpăr. Și pe lângă asta, că tot nu v-am arătat remorca, o să vă arăt și cât costă remorca și o să vă arăt și un mod care vi-l recomand. De la magazin și avem următor. Remorca noastră este 1600, se numește MBP, de văd așa cum se căutați, 6.5. Și are 6500 de litri. Mai convine mult să dau pe asta noastră care avea 10.000 pe asta de 6500. Zis să-i zic. Și vreau de moduri, avem așa, bale transpubexivile. E un mod, stai să zic cum se numește, asta prima fie fligele asta bale transport. Cred că îl găsiți pe Google și aveți toate astea în el, adică are și tiruri care poți să le transporti, bine mi se fac scumpe la 300.000 de euro, dar deocamdată mie nu-mi trebuie așa ceva. Avem și pentru tir, dacă vrei, două modele, avem și doli nou și poți să-i pui și remorcă deja cu doliul ei. Aceste remorci mai mici.
Pe noi ne interesează astea. Astea sunt cele mai recomandate pentru noi, pentru că acoperiș ușor cu ele, sunt și foarte mari, să le vedeți când să le luăm, și foarte practice. Și văd că avem și o mașină care și asta aici are parentare în spate și cu două remorcuțe. Asta e tare, asta chiar e foarte, foarte tare cu mașina. Și ce așa special are remorcele de baloți este că leagă baloții cu niște chingi, chingile sunt fără acelea, și parentează acolo, de pe mult mai real. Și îmi place că după ce tu te chinui să ieși și pui cumva așa cum vrei tu pe acolo, cu mici distanțe între ei, ea legându-ți așa de ți pune drept așa frumos. Iar tu când vii să iei, poți să iei ușor și drept. Ceea ce e foarte tare. Bun, păi rămân ca să o lăsăm aici momentan și ne mutăm în combine, nu? Văd că avem grâu în combine și noi nu l-am vărsat. Și dacă nu mă înșel eu, pe terenul ăsta avem ors. Ia să vedem noi. Terenul 871, avem ors. Noi avem grâu în asta, deci va trebui să vin cu tractorul încoace. Ok. Bun, și venim cu tractorul pentru că nu avem ce să facem. Am vrut să iau două remorci astea, sunt curios dacă facem față până, dacă nu facem față, sunt două remorci. Că sunt foarte ieftine, la 1600 sunt ieftine. Și cam așa se și umple remorca. Destul de ok și văd că, uite, e bine făcut modul. Chiar nu trece prin el greu. Noi mai avem grâu în buncăr cumva. Yep, mai avem grâu în buncăr, deci hai să punem combinarea treabă și umplem remorca și o ducem la bază, scoate și ceva bani și scăpăm de grâu de acasă, că momentan nu ne trebuie. Mereu cu combina pe acolo, sigur nu am loc, mai pe aici. S-a gândit cel care a făcut mapa la toate. Active. Deci sunt oprite să lase paia. Cred. Da, e oprită zi lăsare de paia. Bun, și cum bine v-am zis, ne-am apucat și de 3 rate în episodul ăsta, am cel de promisiu și am reușit să și trăierăm. Dar sper eu să terminăm toată treaba în episod, dar dacă nu o terminăm, nu e absolut nicio problemă, că o să termin eu off-camera și în episodul următor sper să ne apucăm de vacilele afurizite. Asta ar fi un teren foarte bun să facem balos pe el, dar mă gândesc mai întâi să iau capetele puțin și după aceea să fac baloți. Și se cunoaște foarte mult că l-am fertilizat, adică deja am tras două brazde și am umplut 26% din combină, pe când înainte nu știu dacă umpleam 10% din ea. Se cunoaște foarte mult și am făcut chiar un test, dacă nu erbicidezi, scoți foarte puțin pe profit pe hectar. Aici o să încerc să fac eu, uite, așa. Bun, nu am dacă praf scoate combina asta. Reușim să ne băgăm așa frumos, adică am reușit. Puțin prin boschet, dar am reușit. Am zis să fac asta ca să pot să dau aici capul cum trebuie. Îmi dau puțin mai înapoi. Da, și direct ăsta. Eu mă uitam, îndreptul, dar nu mă uitam că aici nu am făcut. Bun, aici aparent am dat capul. Și când zic capul, mă la capul locului, nu știu dacă cineva înțelege altfel, dar sper că nu. Bun, și acum o să ne apucăm să lăsăm brazi.
activăm modul de lăsat brazde și hai să facem balance. După aceea mă gândesc să iau presa cea nouă de balanță rotund, cea care îi pune în picioare să nu se răsăvălească și așa aș putea să-i fac și în partea cealaltă pe termenul 7 și 8. Dar trebuie să verific ceva după ce ajung la cap. Nu mai știu diferența de preț între ele. Asta e 65.000 de euro și asta este 27. Deci diferența între ele e cam măricică, zic eu. Este cam mult, cam mare diferența între ele. Dar rămâne de văzut ce bani scoatem, dar cred că de data asta o să facem balastoc cu presa noastră, tot cu clasul, iar de data viitoare poate, poate o să facem balast și cu cealaltă. Și mă gândesc la niște balast de iarbă, aș cam vrea, ca să și înfoliez după aceea. Aici nu vreau să mai vreau să mai fac să fac paie pe braza asta, că este brază de margine și o să-mi fie greu acolo la stâlp când să întorc. Oh, deci data trecută, dacă mi-amintesc eu bine, și sigur mi-amintesc bine, din mamă pe coaf. Din locurile astea două, din toate locurile am scos un bucă de combina asta. Și de asta, dacă mi se pare mie, am scos un bucă dintr-un loc, la medicinat. Adică, what? Uite câtă productivitate a scos dacă herbicidezi. Adică mai bine faci cumva și faci jos de bani pentru fertilizant decât să nu fertilizezi. N-am știut asta de la bun început și am zis că hai că de două ori merge și fără, dar se pare că nu vrei așa cum credem. Hai să dăm aici, cred că bani. Mă gândeam că mă încadrez să iau direct azi braza aia, dar era prea mare pentru lama asta. Hop, s-a umplut, s-a umplut. Nu am nevoie că va trebui să ieșim așa. Și să o pun eu cumva așa cum bine să pot să vină lejeră cu tractorul sub ea. Bun. Și ca să nu ține combina pe loc, greu asta o să-l văd tot acasă și să-l vânde după aceea dacă este. Avem loc? Nu avem loc. O ne dăm așa puțin că nu avem ce să facem. Cu remorcele ăsta e foarte greu cu spatele și cine merge cu un tractor sau cine a mers toate cu tractor cu remorcă de asta știe despre ce vorbesc. Ideea e că mie nu mi-arată... Mie nu mi-arată să vărs aici. Acum mi-arată. Cred că remorca asta are... Asta de basculare doar pe partea... Pe partea cealaltă. Uite că mi-arată. What? Și că greu nu se accepte aici. Serios? Da, deci remorca are centru de basculare doar pe partea stângă, nu și pe dreapta. Așa că hai să ne întoarcem noi cumva și să venim cu partea aia. Uite așa. What? O să descarc aici? Ah, mă și mirat. Bun, și acum dacă venim noi așa, s-a acceptat acolo. Deci acolo. Ce naiba? Și că greu nu se accepte aici, băi, e serios cu mine.
Ah, mi-a capul. Nu se porum rapid să greu ultim. Hai, cam am sări. Bun. Se pare că aici avem greu. Nu, greu e fără mustață. Ok. Ebrica. Și uite, așa basculează și remorca, dar că nu am avut noi nea, cine știe ce. Bun. Ne îndreptăm către combinăm. Și e cu mici bătăi de cap din cauza zi. Ne atenție menu să zic așa. Că remorca basculează doar pe partea stângă. Și doar că... Și stai, ce vreau să zic? Ah, și doar în locul unde e greu. Ce număr are? De... H nu vine de la Ungaria, parcă de la Ungaria vine H. Nu are capac de protecție, nu are. Mă, într-un bucă de asta, umple o remorcă de asta? Deci clar trebuie să mai cumpăr una. Aproape remorcă de asta umple, deci mi-e 5500 să nu mai înșel. Sau 6000. Ah, 6000 are un bucăr de combine, deci clar nu mai trebuie remorcă de asta. Și hai să și cumpărăm, de ce? Restul sunt cam scumpe. Așa cum. Le-ai fi cumpărat, am fără voce. Uite așa, alte remorci mai convenabile la prețul. Deci asta e singura care e convenabilă. Dar momentan o să trag pe bani și o să mă duc să o iau, că o să mă duc să vând și zi și ce am acum în ea. Hai să dăm noi fără să lase paie. Să ne băgăm aici să luăm ce ne-a rămas. Ok, am luat tot. O dăm să lasăm paie și să ne băgăm lângă. Ce să fac? Brazele astea cât mai drepte să fie mie cât mai ușor când vin să ne balotez. Dar nu prea mi se. Adică ce puțin aia de acolo, de la cap, a ieșit puțin cam strâmbă. Dar nu e asta o problemă. Am avut înainte când am singur și știam să mă joc. Doamne, avem niște braze de te la capul. Ai chiar dreaptă pe lângă ce făceam eu. Bun. Și cred că aș putea să dau și un H. Cred că merge singur aici. O lăsăm să meargă singur. Hai să mergem să luăm remorca de la shop și după aceea să mergem să o vinem și pe asta. Să ne luăm ceva bani, nu? Dacă nu mai cel lângă shop, acolo ce avem? Raiffeisen? Da, Raiffeisen lângă shop. Cred că la Raiffeisen se să vină. Păi da, aparent actorul ăsta chiar trage greu de remorca asta. Și are 140 de cai putere tractorul? Sau greșesc eu, o să dau că nu vine la shop. Chiar sunt curios. Dar știu că are cea cu 4. Ok, tipul ăsta ce pe acolo. Noi intrăm aici. Partea cea mai grea vine acum. Și anume să încerc eu să fac cumva să le cuplez. Haide, exact asta vreau să fac, să mut alea că cârligul, dar nu prea mi iese. Mai bine mă întorc și încerc să dau cu spatele, dar doar încerc. Și zic bine încerc, că sigur nu o să-mi iasă să dau cu spatele până acolo. Hai să dai în tastatură că pot fi mai ușor. Bun, luăm ușurel.
Planeta a reușit cu spatele până acolo, dar nu am dat bine. Așa, puțin mai în față. Mai în față, puțin. Ia să vedem ce zice. Deci, putem să acoplăm. Serios? Ah, fuck. Fuck. Ce înseamnă fuck? Înseamnă dublu fuck. Și anume, mai zic o dată. Ce mama n-ai bine, nu m-am uitat eu când am mare mor ca asta, că nu pot să o cuplez. Că nu are cuplaj de 2 ore match. Dar mă gândesc, hai să încercăm totuși. Totuși încercăm să o cuplăm. Ca mai puțin un nemodul să zis, nu-mi arate care cuplaj și ea să aibă cuplaj pentru nemod. Am să las aici. Să văd eu cumva cum fac să plec. Dacă am reușit ușor. Am ce rău îmi pare că nu, că n-am fost atent. Atât că n-am dat o grămadă de bani de credit. Zi, chiar puțin are mai pe asta. Mai trebuie puțin. Cam atât, hai să vedem. Nu merge. Aici am ce să dau de pasta. Bun. Deci nu merge de mult că va rămâne acolo momentan. Hai să vindem și din cereale astea. Nu trebuie să le vând în partea cealaltă, dar dacă sunt aici, hai să le vând aici. Intrare pe partea stângă. Merge și bariera. O că frumos pe rampa aici. Știu că am cam basculat de pe stânga, deci o să-mi dau puțin în stânga. Bun, și cam asta e modul de basculare de mărci. Văd că combinația asta s-a oprit aici în ce n-am. Stai și puțin, te rog. Yep, s-a oprit în stâlp. Dar nu e problemă că văd că a făcut ceva aici bine. Așa că continuăm noi treaba. Da, puțin că am lăsat cu remorca că are o capacitate cam mică, zic eu, pentru ceea ce ne trebuie nouă, dar momentan descurcăm așa că la terenul ăsta nu e ce știe ce, adică putem să le lăsăm la bază, iar când iar când vrem să le vindem, o să luăm o remorcă mai mare și o să le vindem. Dar momentan am vrut să le vând pentru bani, că nu prea mai am și eram pe zero, așa că am zis să le vindem pe de pe terenul ăsta. Ok, trebuie să dau să nu mai lase poane. Și să nu și smoke-ul ăla de acolo. Sau, să da să-l lase. Dau drumul. Și le pune de aici pe brază. Perfect. Așa, o și închidem. Bun, și va trebui să mergem la terenul următor. Am pus un abuză cam târziu să atins acolo puțin. Hai
să facem cine, să văd dacă pot să merg din nou într-o pe aici. Foarte îngust, foarte îngust, foarte îngust. Dar nu foarte greu de rezolvat. Ah, nu cred. Am atins foarte puțin cu colț acolo. Bun, și suntem bine, am ajuns aici. O să lăsăm și aici, pai, cred, dar o să lăsăm în episodul următor. Eu am fost Robica și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și nu uitați să apăsați butonul de like.